În ianuarie 2024, Centrul Contact a lansat proiectul Societate Civilă Puternică pentru Dezvoltare Locală. Proiectul este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare în cadrul programului Consolidarea Societății Civile în Țările Parteneriatului Estic. Prin intermediul acestui proiect, 8 ONG-uri locale au primit suport financiar pentru a desfășura activități care să contribuie la dezvoltarea locală durabilă și inclusivă în diferite regiuni ale Moldovei. Unul dintre aceste ONG-uri este izvorul inițiativelor de succes. De 30 de ani, Centrul Contact este un sprijin pentru organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, încercând să contribuie atât la dezvoltarea organizațională, cât și la dezvoltarea locală în satele și orașele din țară. Unul dintre aceste exemple este izvorul inițiativelor de succes, care a obținut o mică finanțare în cadrul programului nostru de granturi oferit alături de partenerii noștri GIZ Moldova. Astfel, prin intermediul lor, ei au contribuit la dezvoltarea tinerilor din comunitate prin asanarea mentală. Sunt de mai mulți ani profesoară și problema care am observat-o în decursul anilor dedicat copiilor, am observat că este o problemă în creștere. Deci este vorba de problema mentală, problema că copiii sunt anxioși, sunt stresați, mai ales la pregătirea temelor. Ei au mare nevoie de ajutor și noi, ca organizație, am considerat că este necesar să facem ceva pentru acești copii. Cel puțin 150 copii au fost informați cum și unde, la cine se pot adresa pentru ajutor în caz de necesitate sau cum pot ajuta pe altcineva în caz când ei observă ceva, adică să știe că ei pot oferi ajutor și pot cere ajutor. Dacă este parteneriat între școală, autoritatea publică locală și ONG, numai decât va fi și rezultate. Seminar am avut, am trecut multe, mi-au dat multe sfaturi cum să ne comportăm și nu facem, unde să ne adresăm în caz ceva. Eu cred că ele va ajuta în viață. De exemplu, când intri în diferite jocuri sau site-uri și acolo te provocază cineva. Pentru prima dată am văzut elevii atât de implicați. Mi-a plăcut că au fost liberi și s-au deschis vorbind cu profesioniștii despre problemele care le întâlnim în viața de zi cu zi. Despre sănătatea mentală, cred că ar trebui să se organizeze diferite cursuri, activități, pentru că tinerii sunt destul de puțini informați și de multe ori nu își doresc să accepte că aceasta este realitatea.